vântul de departe. Și de dor inima arde, bate vântul parcă-re plânge. Dorul de bătrân m-ajunge. Mamă, tată, vă iubesc, n-am vrut să vă părăsesc. Nu plângeți că vin acasă. Mi-e dor tare de-amândoi, da, vă zic că viu înapoi. Fii, măicuță, bucuroasă. La fântână îi găleata șade și să uită tata. Mama-i fără de putere, eu la ei nu am când mere. Tată, vă iubesc, n-am vrut să vă părăsesc. Nu plângeți că vin acasă. Mi-e dor tare de-amândoi, da, vă zic că viu înapoi. Fii, măicuță, bucuroasă. Așteaptă tata-n prag, măi, că-i piciorul lui drag, măi. Și mama stă în pridvor, gândește la mine cu dor, măi. Tată, vă iubesc, n-am vrut să vă părăsesc. Nu plângeți că vin acasă. Mi-e dor tare de-amândoi, da, vă zic că viu înapoi. Fii, măicuță, bucuroasă. Da, am vrut să cânt cu drag acest cântec, un cântec creat de mine, cu gândul la părinții mei și nu numai, ci la toți părinții din lumea asta. Să-i prețuiți atâta timp cât îi mai aveți lângă dumneavoastră. Iubiți! Să știi că acest cântec a reușit să smulgă o lacrimă a mamei tale, pentru că am văzut acolo în culise, sunt imagini care vor rămâne multă vreme în arhiva televiziunii noastre și acest material îl vei avea și tu și să-ți amintești de noi că am fost aici și că împreună am făcut lucruri frumoase pentru publicul din Mediaș întotdeauna... și pentru publicul din toată țara. Întotdeauna mi-am amintesc cu drag de oameni faini. Așa cum sunteți voi, echipa TVH, vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea și ați venit astăzi aici. Le mulțumesc încă o dată tuturor colegilor care încă mai sunt aici lângă mine. Să știți că nu e ușor. Nu e ușor să fii artist. Multă lume spune ce fain e să fii artist. Nu e așa de ușor. E frumos, într-adevăr, dar fiecare meserie are și părțile mai puțin plăcute. Iar uite că unul dintre acestea este să stai în picioare vreo 4 ore, cât o trecut 5. Da, dar dragostea pentru cântec popular
învinge orice, și statul în picioare, și emoții, și absolut tot.